Bine v-am găsit la Bon Chef, locul unde învățăm împreună arta mesei. Invitatul meu de săptămâna aceasta, Cătălin Păduraru, directorul concursului internațional de vin București, ne va călăuzi în universul concursurilor de vin. De acord. Cui folosește un concurs de vin, Cătălin? Producătorul e cel care beneficiază, consumatorul, cine anume? Pentru ce îl facem? Permite-mi să formulez un răspuns ușor indirect ca să pot să fiu mai clar până la urmă. În ziua de astăzi, în Toscana, în Provence, în Bordeaux, datorită notorietății formate în jurul vinului, câștigă cam toată lumea. Orice produs se vinde din această regiune, că e vorba de un pachet turistic sau e vorba pur și simplu de un alt aliment, se vinde mai bine că vine din Toscana sau din Provence. Și săpunul care se vinde din Provence este mai scump. Deci, să ne înțelegem, adăugarea de valoare este foarte importantă. Se poate face și prin punerea în lumină a unor comori pe care le avem și noua vitivinicultură românească este o astfel de comoară. În așa fel, producătorul este primul beneficiar, pentru că el poate să pună pe o sticlă medalia pe care a obținut-o la un concurs. Deci asta ar fi un prim... Și este un criteriu de selecție. Trebuie să recunoaștem, în fața raftului, omul este descumpănit, vede mii de etichete și nu are niciun criteriu de selecție. Nu toată lumea, dar o bună parte dintre cei care abia s-au apucat... Cumpără consumatori, da, în funcție de... Poate fi. Din nefericire, inflația de concursuri poate să ne facă rău. Într-un fel, deci consumatorul câștigă, producătorul câștigă la rândul lui chiar și cu vinurile care nu au luat medalii, pentru că în spatele rezultatelor există niște rapoarte științifice pe care el, dacă le studiază și înțelege ce anume a plăcut, ce n-a plăcut la jurații români, la jurații din străinătate, poate să-și reformuleze, haideți să spun, varianta de expresie pentru vinurile viitoare. Deci, cu alte cuvinte, poate să aibă pur și simplu un autocontrol asupra... Exact, exact. Este foarte important și nimeni nu-i dorește răul sau nimeni nu-l poate favoriza într-un concurs. Este o evaluare obiectivă în care partipriurile sunt excluse. Acum, sincer vorbind, tu cunoști producători care și-au reevaluat vinul după ce au luat poate note mai mici într-un concurs sau au considerat că a fost nedreptățit în concursul cu pricina? În primul rând, e firesc, primele reacții au fost de frustrare, de supărare. Cum vinul nostru care se cumpără, care nu știu ce... Da, dar e adevărat, pe de altă parte, un panel de jurați arată cam cum e un mix de piață, pentru că 3 sunt străini din țări diferite, 2 sunt români, așa arată o piață evoluată, cam cum arată panelul. Deci trebuie să înțelegem că oamenii aceia văd vinuri din toată lumea și le pun pe o scară ierarhică și în funcție de vinurile pe care le au în memoria gustativă. Deci, cu alte cuvinte, ar trebui să avem mai multă încredere într-un juriu mixt, român-străin, decât într-un juriu românesc. Da, noi suntem minoritari. Românii în concursul internațional de la București suntem minoritari. Deci majoritatea sunt străini. Da. Sunt voci care spun, străinii n-au cum să înțeleagă vinul românesc. Vine și ne jurizează pe noi. Dacă ne izolăm, nu o să ne înțeleagă niciodată. Nici este să mergem pe drumul ăsta, să arătăm lucrurile mai bune. Da, e adevărat, cu ani în urmă, un soi foarte drag nou românesc a fost aproape penalizat. Iată că în timp ia medalii peste medalii și nu numai la București, ci și la Bruxelles sau la Londra sau la Berlin. E un lucru pe care trebuie să-l facem. Avem cu ce ne lăuda, dar trebuie să o facem până la capăt. Și cumva într-o manieră mai puțin românească, aceea de a ne bate cu pumnul în piept că avem lucrurile cele mai bune din lume. Nu, avem locul nostru în lume, trebuie să și arătăm lucrul ăsta. Deci, cu alte cuvinte, ar trebui să ne asumăm că nu toți străinii care vor degusta vinurile românești vor fi impresionați. Este foarte posibil, dar matematic, am spus, o notă aberantă aduce după sine excluderea notei respective din media finală. Așa, dar nu este niciun risc. Dacă cineva chiar este foarte departe de media consensuală, nu apare în calculul matematic. Cătălin, mulțumesc foarte mult pentru informațiile interesante pe care ne le-ai oferit. Noastră vă mulțumesc că ne-ați urmărit și până săptămâna viitoare vă doresc poftă bună și vinuri bune!